Bun găsit! Școala și grădinița a început deja, iar noi trebuie să cărăm zi de zi un ghiozdan cu căr și caiete. Dar cât cântărește ghiozdanul unui elev? Dacă vreți să aflați, urmăriți materialul următor. Vai! Ia, te rog! 11 kg. 11,02. Știți ce? Vă rog. 11 kg, atât cântărește ghiozdanul unei fetițe de clasa a patra. O adevărată piatră de moară pe umerii unui copil de doar 9 ani. O greutate care depășește cu mult recomandarea medicilor, care spun că un copil poate duce doar un bagaj care să nu depășească 10% din greutatea corpului său. În acest caz, ghiozdanul ar fi trebuit să aibă doar vreo 3 kg. Vrem să transmitem pe această cale un mesaj, nu atât doar colegilor din educație, cât și părinților, care trebuie să fie atenți la greutatea ghiozdanului, trebuie să fie atenți mai ales atunci când cumpără un ghiozdan, să găsească forma cea mai ușoară. Ușor de zis, greu de făcut, pentru că oricât de ușor ar fi ghiozdanul, copiii sunt nevoiți să înghesuie în el zeci de caiete, manuale și materiale auxiliare obligatorii. Mai fac apel pe această cale și către medicii școlari sau cadrele medicale, asistenții medicii școlari sau medicii de familie din comunități, să aibă o strânsă legătură cu școala și în întâlniri aplicate să explice și părinților și profesorilor despre pericolul unei asemenea greutăți în spatele copiilor. Specialiștii spun că din cauza greutății pe care sunt nevoiți să o care în spate, copiii pot ajunge la afecțiuni destul de grave. Un ghiozdan de 7-8 kg pentru copil de 8 ani este groaznic de mult, este o greutate mult mai mare, ca și cum un adult îi dăm un sac de 50 de kg în spate, să-l care. Un ghiozdan de 8 kg, un ghiozdan de 5 kg, da, dezvoltă o atitudine cifotică. În momentul în care un copilaș care în ghiozdan timp de 5 minute, deja el rămâne într-o poziție deficitară, într-o poziție vicioasă.